Bună ziua! Numele meu este Sorina Stoian și vom vorbi astăzi despre unghiuri. Unghiurile care ne înconjoară la fiecare pas în viața de zi cu zi. Pentru început aș dori să vă definesc unghiul. Și anume, unghiul reprezintă reuniunea a două semidrepte cu aceeași origine. De exemplu, dacă avem două semidrepte cu originea A, originea comună A, care se va numi unghiul vârfului, și pe semidreapta 1 luăm un punct C, pe semidreapta 2 vom lua un punct D, vom obține unghiul CAD. Atenție, întotdeauna unghiul trebuie scris cu vârful în mijloc, deci litera din mijloc trebuie să indice vârful unghiului. Și laturile unghiului sunt CA și AD. Deci, astfel ajungem la definiție. Reuniunea a două semidrepte cu aceeași origine reprezintă unghiul. Unghiurile au măsuri cuprinse între 0 grade și 180 de grade. Și inclusiv cele două valori. Două unghiuri care au aceeași măsură se numesc unghiuri congruente. Pentru a măsura unghiurile, folosim instrumentul numit raportor. Aveți în figura alăturată un desen care ne indică cum să construim un unghi de 39 de grade. Așezăm originea raportorului în originea semidreptei BA și uitându-ne pe exteriorul raportorului de la dreapta la stânga, observăm gradațiile acestuia. În dreptul gradației de 39, punem un punctuleț și trasăm semidreapta BC. Astfel, construim unghiul ABC, care va avea măsura de 39 de grade. Aceasta este notația pentru măsura unui unghi. Unghiul nul este unghiul care are măsura de 0 grade. Unghiul alungit este unghiul care are măsura de 180 de grade. Aceste unghiuri sunt unghiuri improprii. Unghiul nul ar avea această formă, deci avem semidreapta cu originea O și punctul A și atât, deci unghiul O este 0 grade. Unghiul alungit reprezintă unghiul care este format de două semidrepte opuse cu aceeași origine. Unghiul AOB va avea măsura de 180 de grade, el numindu-se unghi alungit. Unghiul ascuțit este unghiul care are măsura mai mică de 90 de grade. De exemplu, un astfel de unghi este unghi alungit, AOB. Unghiul drept este unghiul care are măsura de 90 de grade, iar unghiul obtuz este unghiul care are măsura mai mare de 90 de grade. Unghiul AOB va avea măsura mai mare de 90 de grade. Aceasta este clasificarea unghiurilor în funcție de măsura lor. Unghiurile pot fi adunate, scăzute, înmulțite cu un număr natural sau împărțite la un număr natural. Deci, calculele care pot fi efectuate cu măsurile unghiurilor sunt adunare, scădere, înmulțire și împărțire. Acestea două din urmă, evident, putând fi efectuate cu un număr natural. Adunarea. De exemplu, dacă avem 23 de grade, 45 de minute și 38 de secunde, adunat cu 15 grade, 35 de minute și 40 de secunde, vom obține unghiul cu măsura. Adunăm grade cu grade, minute cu minute, secunde cu secunde. Deci vom obține unghiul cu măsura de 38 de grade, 80 de minute și 78 de secunde. Însă,
60 de secunde reprezintă un minut. 60 de minute reprezintă un grad. În concluzie, dacă cantitatea de secunde și de minute depășește 60, trebuie să actualizăm rezultatul. Astfel, 78 de secunde. Vom lua 60 de secunde și le vom transforma într-un minut, rămânându-ne astfel doar 18 secunde. Vom obține astfel 81 de minute. Însă din aceste 81 de minute luăm 60 de minute și le transformăm în grade, rămânându-ne 21 de minute și 39 de grade. Acesta este rezultatul final. Astfel se calculează o sumă de unghiuri măsurate în grade, minute, secunde. Scăderea. Dacă trebuie să scădem două unghiuri, pentru a efectua această operație, la fel se vor scădea cantitățile de același fel, grade cu grade, minute cu minute, secunde cu secunde. Și astfel, dacă avem 15 grade, 10 minute și 5 secunde, minus 3 grade, 40 de minute și 50 de secunde. Observăm că din 10 minute nu putem scădea 40 de minute. Și la fel din 5 secunde nu putem scădea 50 de secunde. Deci, vom proceda în felul următor. Vom lua un grad, îl vom transforma în minute. Și de la minute vom lua un minut și îl vom transforma în secunde. Obținând astfel următoarea măsură de unghi. 14 grade, 70, 60 plus 10 de minute și 5 secunde. Dar am spus că nici din secunde nu pot scădea. Deci va trebui acum să iau un minut, să-l transform și pe el în secunde. Și voi obține astfel 14 grade, 69 de minute și 65 de secunde. Minus 3 grade, 40 de minute și 50 de secunde. Efectuăm calculele. Obținem 14 minus 3, 11 grade, 69 minus 40, 29 de minute, 65 minus 50, 15 secunde. Și am efectuat scăderea măsurilor de unghiuri. Pentru a înmulți un unghi cu un număr natural, 3 grade, 14 minute și 20 de secunde, înmulțit cu 5, ne va da 3 ori 5, 15 grade, 14 ori 5, 70 de minute, 20 ori 5, 100 de secunde. Nu putem lăsa rezultatul sub această formă, întrucât minutele și secundele depășesc 60. Și exact ca și în cazul adunării, actualizăm rezultatul mutând 60 de secunde transformându-le într-un minut și 60 de minute transformându-le într-un grad. Și vom obține astfel următorul rezultat. 40 de secunde. Vom avea 71 de minute. Dacă scădem 60, ne vor rămâne 11 minute și 16 grade. Și acesta este rezultatul. Pentru a efectua împărțirea, voi lua tot un exemplu care nu se poate împărți direct, și anume 4 grade, 3 minute și 12 secunde împărțit la 3. 4 nu se poate împărți la 3. De aceea vom lua un grad, îl vom transforma în 60 de minute și îl vom aduna cu 3. Și vom obține 3 grade, 63 de minute și 12 secunde. Împărțit la 3. Observăm că de data aceasta împărțirea poate fi efectuată. 3 împărțit la 3. 1 grad, 63 împărțit la 3. 21 de minute, 12 împărțit la 3, 4 secunde. Astfel se efectuează calculele cu măsuri de unghiuri. Trecând mai departe, vom vorbi despre unghiurile adiacente. Spunem că două unghiuri sunt adiacente dacă ele au un vârf comun, o latură comună și
culoarele diferite. Și anume, pe desenul de mai jos, unghiurile BAD și DAC sunt unghiuri adiacente. Atenție! Unghiul BAD și unghiul BAC nu sunt adiacente. Din cauza faptului că interioarele lor nu sunt disjuncte. Deci, obligatoriu, trebuie respectate cele trei condiții. Vârf comun, latură comună și interioare diferite sau disjuncte, după cum am spus. Unghiurile adiacente pot fi complementare sau suplementare. Unghiurile adiacente complementare sunt unghiurile care au suma măsurilor lor egală cu 90 de grade. De exemplu, în desenul alăturat, unghiul AOC are măsura 90 de grade, el fiind împărțit în două unghiuri adiacente, AOB și BOC. Suma lor este de 90 de grade. Unghiurile adiacente suplementare sunt unghiurile adiacente care împreună au 180 de grade. Deci avem unghiul alungit, AOC, care este împărțit în două de latura comună reprezentată de semidreapta OB pe desenul de mai jos. Și anume unghiul AOB și unghiul BOC. Unghiurile AOB și BOC sunt adiacente suplementare. Unghiul BOC este suplementul unghiului AOB sau unghiul AOB este suplementul unghiului BOC. Unghiurile pot fi de asemenea opuse la vârf. Unghiurile opuse la vârf sunt unghiurile formate de două drepte concurente, ele având în comun vârful și anume punctul O, după cum vedeți în desenul de mai jos. Unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Deci, unghiul AOB este congruent cu unghiul COD. Sau, unghiul COA este congruent cu unghiul BOD. Deci, pe figura de mai jos, identificăm două perechi de unghiuri opuse la vârf. Unghiurile AOB și COD și unghiurile AOC și BOD. De asemenea, unghiurile formate mai pot fi în jurul unui punct. Ce înseamnă unghiuri în jurul unui punct? Unghiurile în jurul unui punct, după cum puteți vedea în figura alăturată, sunt unghiurile AOB, BOC, COD și DOA. Sunt unghiuri care au suma măsurilor lor egală cu 360 de grade. Deci aceste unghiuri, aceste patru unghiuri care le-am ilustrat în figura de mai jos, sunt patru unghiuri adiacente în jurul unui punct, suma măsurilor lor fiind egală cu 360 de grade. Tot în cadrul unghiurilor intervine definiția bisectoare unui unghi, și anume, semidreapta care are originea în vârful unui unghi este conținută de interiorul unghiului și formează cu laturile acestuia două unghiuri congruente, se numește bisectoarea unghiului. Pe desenul alăturat avem unghiul AOB care este împărțit de bisectoarea OM în două părți congruente. Și anume, măsura unghiului AOM este congruentă cu măsura unghiului MOB. Folosind aceste noțiuni de unghiuri adiacente, unghiuri complementare, unghiuri suplementare, bisectoarea unui unghi, putem rezolva o serie de probleme în care intervin calcule cu măsuri de unghiuri sau aflarea unui unghi necunoscut. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem cu drag la următoarea lecție. La revedere!